Cazurile de infectări cu COVID-19 sunt în creștere de la o zi la alta. Centrul de comunicare strategică a raportat ieri 849 de noi infectări, mai mult decât dublu față de acum 3 zile. De asemenea, au fost raportate 14 decese. 1564 de pacienți sunt internați în spitale, iar dintre aceștia 212 sunt în secțiile COVID de terapie intensivă. Suntem, după cum spun toți specialiștii, în plin val 4 al pandemiei. Avem diferență între valul 3 și valul 4, este totuși câteva milioane de persoane vaccinate. Și de aici noi sperăm totuși că impactul pe spitale, pe secțiile de terapie intensivă să nu fie identic cu valul 3. Secretarul de stat Raed Arafat avertizează însă că s-ar putea ca acest val 4 să nu fie și ultimul. Vedem cum evoluează și o să vedem care va fi impactul respectiv pe parcurs, mai ales că acum e o categorie care o parte din ea nici nu poate fi vaccinat, deci nu se supun vaccinării. Vorbim de copii aici care poate să fie afectați mai mult. Așa că să spunem că va fi un val mai prelungit, cred că e poate prematur să zicem. Că nu va fi ultimul val, poate, și că va mai veni, poate, un alt val după el, acest lucru este posibil. Condiții în care nu este exclusă repartiția unor restricții, cum ar fi, de exemplu, interzicerea circulației noaptea. La acest moment nu sunt astfel de discuții, dar v-am zis și data trecută. Există în hotărâre de guvern mai multe măsuri care putem să revenim asupra lor retroactiv cu cât crește numărul cazurilor și mai ales a incidenței. Și de aici să ne întoarcem și să vedem, de fapt, ce măsuri trebuie revenit asupra lor și trebuie să fie aplicate. Da, e posibil pe zone, pe alocuri, pe anumite zone în care incidența crește sau are o rată de creștere foarte rapidă, să se ia anumite măsuri locale sau zonale, dar nu pot să vă spun că astfel de măsuri vor fi luate imediat și vor fi luate pe plan național, nu. Deci depinde de incidențe.